mei și bine ați revenit la un nou clip aici pe YouTube. Astăzi vom povesti despre, nu despre AC/DC, de pe tricoul meu, un tricou foarte drag mie de altfel, ci despre parfumuri. Va fi vorba despre un wishlist. În acest wishlist nu am inclus parfumurile de nișă pentru că am discutat despre acelea separat într-un alt clip, ci o să discutăm despre parfumurile de designer mai mult, astea mai mainstream, să spun așa. Înainte de a începe, vreau să vă prezint ce port acum, și anume Quelques Notes d'Amour de la Yves Rocher, cam așa arată sticluța. Nu îmi doresc să-l termin pentru că este un parfum bun care îmi place, dar mai am din acesta jumătate și am și din Because It's You de la Giorgio Armani un picuț și seamănă la miros. Iar pe buze port acest ruj de la Too Faced, este în nuanța Sunday Fun Day. Colecția aceea Peachy, care arată foarte, foarte, foarte bine. Îmi place rujul, este cremos, nu usucă buzele, dar are un finish mat și destul de rezistent, aș spune. Ok, eu mi-am notat în acest beauty notebook, care este destul de grăsunel, așa, toate parfumurile pe care mi le doresc. Parfumuri pe care mi le doresc chiar de mult timp, însă fie am amânat, fie n-a fost momentul să le cumpăr, fie au fost perioade în care am preferat să economisez sau, nu știu, să dau banii pe altceva, sau am luat alte parfumuri care erau pe lista mea de dorințe, așa, de ce parfumuri aș fi vrut eu să am, și pe acestea le-am amânat. Ok. Nu le-am pus într-o ordine oarecare, adică nu știu, pur și simplu am făcut o listă, sunt 27 în total de parfumuri care mi-au venit mie în minte, că parfumuri pe care mi le doream și care, nu știu, de care m-aș bucura în momentul în care le voi avea în colecția mea. Dar le-am pus pur și simplu, le-am așternut pe foaie. Ce am făcut însă cu un highlighter, le-am marcat pe cele care mi se pare că ar trebui să fie cât de rapid în colecția mea și o să încep cu acelea marcate și pe urmă să continui cu lista normală. Dar nici acelea marcate nu sunt într-o ordine anume. O să încep cu Victor & Rolf Flower Bomb. Îmi doresc Flower Bomb-ul de vreo 7 ani de zile și asta din cauza YouTube-ului. Nu pot să zic că este un parfum pe care atunci când l-am mirosit prima dată în Sephora să mă dea pe spate, să mă îndrăgostesc de el la primul sniff, vorba aceea, nici nu am apucat să-l port pe piele, să mă joc cu el, să văd cum se dezvoltă, însă la primul sniff, nu putem zice la prima vedere, ce pot să spun despre el, că e un parfum feminin și elegant. Mi se pare că se potrivește la evenimente de genul nunți sau anumite cocktailuri. E un parfum finuț. Îmi place și sticluța, care este foarte elegantă. Eu oricum pe parcurs vă las aici imagini cu parfumurile, deja știți asta. Tot la Victor & Rolf îmi doresc și bombonul. Bombonul sărăștea fi un parfum mai sensual, mai sexy, mai jucăuș. Și ce am observat este că bărbații rezonează foarte bine la acele parfumuri de damă care au note familiare lor, de genul vanilie, tabac, ciocolată, ceva ce cumva în creierul lor se creează așa niște conexiuni. Simți un parfum cu ciocolată, deja îl recunoști, se pare destul de familiar, se pare comfy, delicios, tocmai pentru că tu în creierul tău, ca bărbat, îl percepi cumva și zici, ah, this is the one. Și chiar povesteam cu o prietenă, poate de aceea, bărbații rezonează mai bine cu anumite parfumuri de genul Pink Sugar de la Qualina, de la Carolina Herrera, Good Girl și așa mai departe. Cumva bărbații am sezizat că au tendința de a iubi aceste parfumuri mai mult decât o facem noi femeile. Și noi trăim cu impresii că, wow, nu știu ce flori să aibă, nu știu ce condimente, nu știu ce parfum de nișă să fie, și bărbații sunt ceva genul, e normal. De-aia bărbații rezonează foarte bine și cu Millionu și cu Tom Ford Black Orchid și multe altele. În fine, bombonul este acel delicios dulce pe care eu cred că o să-l iubească și bărbații. Apoi trecem la unul floral. Este o bombă florală
Cred că pe acesta l-am avut doar în variantă micuță de tester, din acela de 5 sau 10 ml și este vorba de Insolence de la Guerlain. Este unul dintre parfumurile Guerlain pe care mi le doresc eu de când am mirosit prima dată Insolence. Am avut un tester foarte mic de 2 ml primit de la Sephora și îmi doresc apa de parfum originală, prima, aceea, wow, super rapid, pentru că îmi place foarte, foarte mult. Tot pentru mine mi-aș mai dori și Sahara Noir de la Tom Ford. Sunt curioasă, nici nu știu dacă l-am mirosit vreodată, dar uitându-mă pe Fragrantica am zis, măi, arată bine, sună bine notele. Eu am mai avut două parfumuri de la Tom Ford, mi-au plăcut ambele foarte mult, atunci am zis, trebuie să-l testăm și pe acesta. Următorul. Oh, ăsta e un clasic. Pe acesta l-am mirosit în Sephora și de acesta chiar m-a îndrăgostit. Este un floral, însă pudrat cumva. E vorba de Infusion d'Iris de la Prada. Este singurul parfum de la Prada care pe mine m-a dat pe spate așa, pur și simplu am zis, wow, mamă, trebuie neapărat să-l am. M-am mai îndrăgostit de un parfum de la Prada și este vorba de Luna Rosa, dar acela este de bărbați. Și Infusion de Iris, de când l-am mirosit prima dată, a fost așa o dragoste foarte, foarte mare între noi. Problema este că e foarte pricey, este un parfum foarte scump și, din câte mi-amintesc, nici nu se găsește în variante de 50 sau 30 de mililitri, doar de 100 sau 80, 90, 100, ceva de genul acesta. Și doar în Sephora l-am găsit. De fiecare dată când am avut niște bănuți de spart pe un parfum, îl căutam pe Notino, îl căutam pe Sole, îl căutam pe, mai știu unde îl căutam, și nu-l găseam și eram ceva gen, bine, deci Infusion d'Iris mai așteaptă. Doar în Sephora este tot timpul și în Sephora costă foarte mult, dar într-o zi cu soare îl voi avea și eu pe acestea. Aceeași situație se întâmplă și cu Bronze Goddess de la Estée Lauder. Bronze Goddess este un parfum în ediție limitată în fiecare an, cumva de vreo 10 ani, poate, cam așa. În fiecare an este lansat cu un alt ambalaj, o altă sticluță, de fiecare dată, cumva, pe același trend, un parfum solar, un parfum călduros de vară, strict de vară, de aceea îi zice și Bronze Goddess. Dar au cei de la Estée Lauder și uleiuri parfumate, cu sclipici, fără sclipici, deodorante, tot fel de chestii. Deci o gamă întreagă de Bronze Goddess. Mie mi se pare că miroase a ciocolată, dar in a good way. Cumva mirosul acela de piele bronzată, nu știu, este mirosul acela specific Estée Lauder Bronze Goddess. Mi-l doresc foarte mult, acesta nu este foarte scump, dar totuși nu pot să înțeleg de ce nu l-am avut până acum. Chiar nu pot să înțeleg. Probabil că am alte priorități în viață. Mergem mai departe la Hermes, un jardin sur le Nil. Cred că aș vrea toate grădinile de la Hermes pentru că sunt niște ape de toaletă spre colonie foarte, foarte bune. Nici nu merită să mai insist aici. Un altul este Kenzo World. De când am fost prima dată, în urmă cu vreo 3 sau 4 ani, și mai știu exact, în Paris, atunci s-a lansat, chiar atunci s-a lansase de vreo săptămână, două, ceva de genul, la noi încă nu a apărut pe standuri în Sephora. L-am găsit, era cu un tamtam mare, era pe Champs-Élysées, Kenzo World se lansase, gen, era ca premiera unui film, că o vezi așa cu red carpet. No, așa era Kenzo World, cu red carpet, cu paloane, cu tot felul de chestii, fotografi, eram, ai, de cap, nu așa se lansează un parfum, ce prost am fost până acum. Dar noi cum se lansează un parfum în Sephora? A, păi se pune parfumul pe praf, pe același raft, toate celelalte, cele mai probabil, se pune o etichetă de carton cu nou și îți trimit probabil un SMS cu, vezi că se lansa parfumul. Ok. Da, de când l-am mirosit pe Kenzo World, atunci pe Champs-Élysées am zis, I need to have it, like, really, really quick. Și uite că am tot amânat și am luat tot alte parfumuri în locul acestuia. Ok, în momentul de față am terminat cu cele marcate cu galben, da, cu highlighter. În momentul de față o să merg cu ele într-un mod absolut random și o să vă povestesc. Următorul este Jimmy Choo, Jimmy Choo cel clasic, primul. Nu m-a dat niciodată pe spate atât de mult încât să zic, mamă, îmi trebuie parfumul ăsta, m-am îndrăgostit, e parfumul meu semnătură. Însă, am o prietenă foarte dragă mie, este vorba de Iulia. Iulia, știu că te uiți la tipurile astea. Și ea folosește Jimmy Choo. Și cumva de fiecare dată când simt pe ea parfumul acesta, cumva îmi dă o stare de fun, de relaxare, de bine. Pentru că noi asta facem de obicei. Ne relaxam, povesteam, doamne, și cât de rar ne întâlnim acum, nu vine să cred. Și de aceea îmi doresc parfumul ăsta, pentru că, nu știu, în momentul în care îl voi folosi, să mă ducă gândul la starea de confort și de
nu știu, fericire pe care mi-o dă când mă văd cu ea și cu fetele în general. Următorul este Prada Candy. Nu m-a impresionat nici pe jumătate cât m-a impresionat Infusion d'Iris, dar Prada Candy este un bombonicios, dulce, simpatic, care nu dai greș, un parfum care a fost extrem de apreciat pe YouTube de către fetele care au colecții de parfumuri și canal de YouTube din state în mare parte. Și, să fiu sinceră, nu miroase rău. Cred că este un parfum care, într-adevăr, este foarte apreciat de către fetele mai tinere, să zicem așa, până în 30 de ani și de bărbați. Na, că am 32, ghinion. Încă o să mă bucur de Prada Candy, ce pot să vă zic. Mergem mai departe la Dolce Vita de la Christian Dior. Acesta mi se pare un clasic, mi se pare un parfum care mi se potrivește acum cu vârsta mea. Este mieros, este un pic dulce, dar aducea parfumurile acelea vechi, aducea franțuzisme, așa? Și de aceea doresc să-l am în colecția mea. Apoi trecem la Escada Tache Sunset. Aceste parfumuri de la Escada sunt cumva în ediții limitate, se scot, apar, durează vreo 2-3 ani, apoi dispar și le mai găsiți doar pe eBay sau pe Amazon sau pe undeva să le cumpărați așa online. Tache Sunset sună foarte bine pe Fragrantica, știu că sunt mai mult niște ape de toaletă și care nu țin foarte mult, în general sunt de vară, dar pur și simplu m-a atras mixul de pe Fragrantica. Încă un clasic în ceea ce privește youtuberii pasionați de parfumuri, Daisy de la Marc Jacobs. La Daisy, cred că ce îmi place mai mult e că ar fi un parfum de zi, un parfum super casual, un parfum feminin, dar așa, pueril aproape. Îmi place foarte mult sticluța, mi se pare elegantă, decadensul cu siguranță mi se potrivește mai mult, dar Daisy e cumva un clasic. Cumva trebuie să fie pe orice vanity al oricărei femei la un moment dat în viață. Trecem la ceva mai deosebit, poate, sau ciudățel, pentru că nu aud foarte multă lume vorbind de el și nici nu l-am văzut la absolut nimeni pe YouTube. Este vorba de Masaki Matsushima Art Mosaic, acesta, din câte am văzut, se găsește doar pe Notino și într-un număr foarte mic, pentru că nu au foarte multe bucăți. Tot așa, notele m-au atras de pe Fragrantica, pare a fi un parfum floral, interesant, mai degrabă mieros și acesta și are o sticluță interesantă. Na bun, l-a avut sora mea pe acesta și m-am dat și eu cu el, nu a fost al meu un full forever and ever și anume For Her de la Narciso Rodriguez, dar am avut foarte, foarte multe șantioane eu. Mie mi-a plăcut, mi se pare că e un pudrat dulce, tot așa, care merge mănușă pentru o femeie până în 30 de ani, dar e ceva care nu dai greș, e ceva care are florile potrivite, cu dulceața potrivită, și căldura aceea la bază, foarte ok, nu e un parfum care îți dai greș. Ce-mi place însă la Narciso Rodriguez, că face niște parfumuri de bărbați foarte, foarte, foarte mișto. Apoi, ajungem la Mon Guerlain de la Guerlain. Problema cu acesta este că, unu, mi se pare că nu se potrivește absolut deloc brand ambassador sau ca brand ambassador Angelina Jolie cu acest parfum. Nu mi se pare că miros Mon Guerlain și mă gândesc la Angelina Jolie, deci nu se potrivește absolut deloc în capul meu, din punctul meu de vedere. Iar a doua problemă cu Mon Guerlain este că nu are o persistență foarte mare, dar cred că în zilele de iarnă merge foarte bine. Nu știu, mi se pare că se potrivește foarte fain. Și e cumva destul de basic, așa. De aceea mi-l doresc. Dacă are vreun sens ceea ce zic, nu știu, cu toată impresia că nu are. Dar poate chestie de feeling mai mult, de impresie pe care ți-o dă sau de stare pe care ți-o transmite un parfum. Trecem la Very Irresistible Life de la Givenchy. Este un parfum dulce, dar nu acea dulceață care să-ți dea dureri de cap. Nu este dulceața aia greoaie, așa, de la La Vie Belle. Este mai degrabă în stilul acesta. Mai degrabă în stilul bicăzițiului de la Giorgio Armani. Acea dulceață fructată ca de fructe de pădure, cumva. Și se simte foarte, foarte bine pe pielea mea și îmi doresc. Un alt parfum pe care, dacă l-aș lua, nu l-aș lua pentru mine, ci l-aș lua pentru cei din jur,
ar fi la Nuit Trezor de la Lancôme. În primul rând, este un parfum extrem de potent. Nenica, dacă te-ai dat două fâsuri din asta, lași o dură după tine de nedescris timp de câteva ore bune. Nu este un parfum de care să abuzeze. Nu este un parfum care să fie purtat de dimineața până seara de către oricine în absolut orice mediu. Nu, cu siguranță nu. Iar din punctul meu de vedere, chiar cred că Lancôme face cele mai grele și potente parfumuri. Uitați-vă la Biebel, toate trezorurile. Am avut trezor clasic și am mai avut încă un trezor... vai, cum îi zicea la acela... In Love, parcă... Toate sunt extrem de potente, până și apele de toaletă Lancôme sunt foarte, foarte potente. Dar acum îmi doresc la Nuit Trezor. Mergem mai departe la Chloe Nomad. Chloe este cumva, cum sunt și poșetele, cum sunt și hainele. E ceva basic. Îți imaginezi o pereche de stiletto sau nu știu ce în picioare, dar model din asta așa super basic, o pereche de blugi clasici, cu talie un pic înaltă, o cămașă albă, mătăsoasă și un trench a la Burberry, da, Chloe așa, o nuanță în acea camel, ei bine, și poți să strântești Nomad pe tine sau orice alt parfum de la Chloe și se potrivește foarte bine. Eu nu pot să port Chloe când mă îmbrac sport, gen Adidas. Nu puteam să port Chloe. Nu puteam să port Chloe când mă îmbrăcam poate mai funky și mergeam la Untold. Deci nu se potrivește Chloe cu Untold, cu ținute de genul ăsta, nu. Chloe are o puritate, o eleganță fină, dar cumva o eleganță casual. Așa să vă imaginați. Eu asociez Chloe cu acele tipe care au suficient de mulți bani încât să aibă și poșeta care trebuie și cămașa aceea din mătase un pic sau bumbac satinat foarte fain și blugii care trebuie și pantoful care trebuie. Mă repet acum, și Chloe să vină cumva în completare. Nu văd Chloe prin casă purtat sau mă știu ce. Nu, nu merge. Și cam aceeași senzație mi-o dă și My Burberry de la Burberry. Cam aceeași senzație, dar nu chiar. Nu chiar acolo. Oricum, îmi doresc Nomad pentru că l-am simțit pe pielea mea și mi se pare că suntem compatibili. I want it. Mergem mai departe la Carolina Herrera Africa. Africa este un parfum, CH Africa, este cumva, ei, uite, ăsta merge purtat în parc, ăsta merge purtat la ceva sport, merge purtat, dacă e să-l asociez și cu numele, și într-un safari, și, nu știu, cu niște cizme, why not, în același stil cowboy și cu rochii vaporoase, e pe acolo, e stilul ăsta. Pe urmă, am văzut la cineva pe Instagram acest parfum și vorbea despre el, Nectar de parfum de la Issey Miyake. Nu am avut niciun parfum de la această casă și de aceea mi-l doresc și mi-l doresc pe acesta pentru că celelalte mi se pare că sunt mai mult spre fresh și ăsta ar fi ceva mai pentru mine. Următorul este Bulgari Goldea. Bulgari, deși surprinzător, dacă e să ne gândim la ținute, casa Versace are ținutele acelea flashy, sexy, spre vulgare. Multe ținute cu negru, cu auriu, cu multe catarame, ace, chestii. Deci totul e foarte flashy, foarte ușor înspre un gypsy rock, cumva, așa, asociez multe ținute Versace cu acest look. Ei bine, atunci când vine vorba de parfumuri la Versace, nu se transmite aceeași chestie. Mi se pare că nu se transmite aceeași chestie pentru că parcă sunt mai pe fin parfumurile lor decât ținutele. Ei bine, când vine vorba de Bulgari și Bulgari Goldea, în specific, cumva mi se pare că acest parfum de la Bulgari s-ar potrivi mai degrabă cu ținutele Versace. Deci nu știu dacă înțelegeți unde bat și cam care este filmul. Probabil o să pun aici niște fotografii ca să înțelegeți vibe-ul, așa din punctul meu de vedere. Ei bine, dacă aș vrea să port Goldea, deși nu este marketat astfel, dacă aș vrea să port Goldea de la Bulgari, nu l-aș purta la ceva gen rochie de mireasă. No freaking way, l-aș purta la ceva, nu știu, vulgar, de-a dreptul vulgar. Chiar cred, la un decolt de dinam așa nesimțit, știi? Ok, D&G Dolce Garden. Wow, ăsta este finuț.
Asta este un parfum pe care să-l porți la birou, fără să deranjezi pe careva. Este un parfum de vară, simpluț, care să nu deranjeze, care să-ți dea o stare de bine și pe care mi-l doresc cam de vreo 2-3 ani. Cel mai des îl găsesc în Marionu și cam doar pe acolo. În online nu l-am găsit deloc. Apoi urmează un clasic. Cred că aici nu trebuie să vin cu prea multe exemple de ce mi-l doresc, pentru că este un parfum elegant și se potrivește foarte bine persoanelor 30+. Eu de ce vă tot zic de vârstă? Eu vă zic de vârstă raportat la mine și nu numai la mine, dar și la oamenii din jur. Când zic vârstă, pentru că am observat că am primit câteva comentarii, se potrivește pentru cineva cu 50 de ani, 30 de ani, 40 de ani, 20 de ani, 15 ani. Ei bine, am mai povestit despre asta. Ține foarte mult de hormonii noștri. Ei bine, dacă atunci când ești tânăr suporți mai bine anumite parfumuri care sunt fructate, dulci și cu acestea ai un MHC compatibil, super! Nu o să te mai simți atras de aceste parfumuri fructate, dulci și cu ciocolățică și cu mai știu eu ce la 30 de ani. La 30 de ani începe astea cumva. Fie fresh-urile, depinde de pe ce gusturi mergi, fie alea foarte spicy, fie leather, fie tabaco, fie oud, sau în varianta pudrate, balsamice, ambroxane și așa mai departe. Deci după gusturi, dar o să fie o schimbare. De exemplu, eu nu știu să îmi fi amintit vreodată să fi mirosit opium de la YSL, varianta clasică, deci primul opium ăla vero, și să zic, mama, mi se potrivește foarte bine, îmi place extrem de mult cum miroase, dar abia aștept să fac 40 de ani să pot să-l port, because I gonna rock it. Opium, you cannot rock it la 14 ani, dar acolo la 40 deja, foarte bine. De aceea ziceam de Givon și Organza, că este un clasic elegant, care, da, simt că de acum încolo mi se potrivește. Mergem la unul de toată ziua, în care nu voi investi foarte mulți bani, mi-l doresc pentru că l-am mirosit la un moment dat în Marionul și chiar mi-a plăcut, pare ceva simplu, să nu deranjeze, foarte casual, și anume Woman de la Calvin Klein. Nici notele, nu este nimic special, nu este nimic nebunitor la acest parfum, dar e mișto. Ok, unul care cred că mai trebuie să, despre care mai trebuie să investighez puțin, dar la primul sniff mi-a zis not bad, not bad, not bad at all. Și n-a fost numai primul sniff, pentru că l-am mirosit și am zis, păi hai să-l încerc și pe piele. Și m-am dat pe piele. Și m-am dat în aeroport. Și este vorba de Joy de la Christian Dior. Și am spus, ok, îmi place și Brand Ambassador, care este Jennifer Lawrence, J-Lo, îmi place și de acum arată și vibe-ul pe care îl transmite și chiar cred că J-Lo se potrivește cu Joy. Chiar cred. Ultimul despre care vreau să vă povestesc este de Code Intense de la Armani. Măi, am avut codul simplu de la Armani și mi-a plăcut. L-am avut undeva prin clasa 11 sau 12, ceva de genul, și l-am mai avut, l-am dat primit cadou de la mama sau l-a primit mama cadou și mi l-a dat mie sau l-am furat, eu nu mai știu. În orice caz, prin, nu știu, anul 2, anul 3 de facultate, de atunci eu nu am mai pus mâna pe cod până la Code Intense, relativ recent. Am avut o mostră de la Sephora, l-am purtat și am zis, măi să fie, this is not bad, this is not bad at all. Ok, acestea fiind zise, astea sunt parfumurile pe care eu mi le doresc foarte mult, în afară de cele de nișă, despre care am povestit într-un clip separat. Știu că vă plac clipurile cu parfumuri și o să mai povestesc despre wishlist-ul parfumurilor de celebrity, pentru care voi face un clip separat, pentru că și acolo am un wishlist de vreo 20 de parfumuri, cam așa. Acolo nu sunt așa de multe. Lăsați-mi în comentarii dacă v-a plăcut ideea de acest clip și ce parfumuri vă doriți voi, sau poate dacă vă doriți ceva ce este și la mine pe listă. Să vedem așa, să mai discutăm puțin despre ele. Până una alta, rămâneți acasă, încercați să mai stați acasă și să evitați ieșirile foarte dese. Eu aveam o programare în 12 aprilie la coafor, la tratament vopsit și tuns, și se pare că mai trebuie să stau așa cu părul ăsta pe care nu îl mai suport absolut deloc. Nici nu este indicat să bag nimic în el, trebuie să-l las așa pe el să respire.
dar vom reveni noi la un moment dat cu o coafură drăguță și cu un alt vibe după ce tot ce este rău va trece și vom putea să revenim la viețile noastre normale. V-am pupat, dragilor! Pa, pa!